Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la Ecouri prin timp. Vom analiza astăzi săptămâna 23 august-29 august. Multe evenimente astrale vor avea loc în această săptămână. Bineînțeles, influența eclipselor se resimte în continuare destul de puternică și mai ales faptul că Mercur este retrograd. Lucrurile merg într-un anume pas, într-un anume ritm, pe anumite schimbări de chiar naturale, le zice, ale naturii, adică, și ceea ce e important încă de mâine, Venus intră în Leu. Că tot avea nevoie Leul de acest Venus care să aducă și satisfacțiile și micile bucurii, dar mai ales energia lui pentru etapele ulterioare eclipselor. Așadar, este o săptămână în care deja derulăm lucruri, ele s-au întâmplat deja, poate noi încă nu am reușit să le prindem din urmă sau ele încă n-au ajuns la noi, dar ușor, ușor le vom resimți, le vom contura fiecare dintre noi în funcție de zodia și ascendentul nostru. Și Venus în Leu, să știți că va sublinia foarte, foarte mult anumite aspecte, parte dintre ele foarte bune. În altă ordine de idei, doamnele și domnișoarele vor beneficia de energia lui Venus în Leu. Cele care deja aveți acest aspect pe harta natală, vă veți regăsi, vă veți recontura ca femei, ca mămici, ca structuri materne, iar celelalte care nu aveți un Venus natal în Leu, veți descoperi și voi pas cu pas, atâta timp cât Venus va tranzita această zodie, tendința aceasta maternă și tendința puternică și practic toată bucuria pe care o puteți găsi în energia aceasta. Așadar, Berbec, miercuri 23 august. Este o zi care vă avantajează în tot ceea ce înseamnă putere, dat fiind faptul că odată cu intrarea lui Venus în Leu, se vor contura, se vor aduna ușor, ușor lucrurile pe satisfacțiile voastre de putere. Veți fi încoronați, să zicem așa, cu mici bucurii, unele din partea prietenilor, altele din partea reușitelor voastre, altele din creativitate, altele din reușitele familiei. Este o zi în care aș vrea să aveți grijă un pic la partea voastră karmică, partea din acest sector de viață, pentru că vi se arată anumite lucruri sau stresul vă dă anumite indicii că ceva e în regulă, ceva greșiți. Tot pe 23, soarele intră în fecioară, ceea ce pentru voi înseamnă mai multă muncă. Poate unii ați terminat cu distracția și începeți serviciu, alții dintre voi poate vă schimbați serviciul. Tot felul de situații care pot să apară în data de miercuri. Joi 24 august este o zi în care lucrurile vă ghidează pe teme relaționale. Atât în 24 cât și în 25 aveți nevoie să fiți mai aproape de partenerul sau partenera voastră de viață sau, după caz, aveți nevoie să interacționați mai mult cu ceilalți, să relaționați mai mult. 25, așadar, este și ziua în care Saturn iese din mersul retrograd. Din punctul vostru de vedere, se ridică anumite negativisme sau anumite îndoieli pe care le aveați în privința străinătății. Sâmbătă 26 august este o zi care vă avantajează mai mult în dragoste, mai puțin în relația cu femeile și vă aduce o mică neplăcere în ceea ce privește copiii și mai ales dacă sunt copii fetițe. Este o zi de dragoste în care puteți
face anumite alegeri sau puteți lăsa orice în urmă de dragul iubirii. Duminică 27, o zi importantă pentru idealurile voastre spirituale. Posibil pentru unii berbeci să fie vorba de gânduri de căsătorie, pentru alții călătorii inițiatice sau cine știe ce alte obiceiuri personale în plan spiritual pe care le aveți. Luni 28 august, Mercur încă retrograd vă semnalizează anumite lucruri din punct de vedere al serviciului sau al colegilor, deși mai puțin vă stă mintea la respectivele probleme, dar satisfacțiile trebuie rezolvate. Aveți de găsit anumite soluții pe care le veți implementa, probabil cu ajutorul unui prieten sau unei prietene. Marți 29 august, aspectele sunt benefice în ceea ce vă privește ca și călătorii, ca și drumuri, ca și vacanță, sau vești care vă vin din străinătate. Odată ce Saturn a început mersul lui direct, lucrurile au început să vi se deznoade în ceea ce vă privește relația cu străinătatea și atunci, bineînțeles, că vor veni și bucuriile. E drept tot în pași mici, dar veți vedea, de fapt, valoarea lor după ce tranzitul se va încheia undeva în sfârșitul lunii noiembrie, început de decembrie. Ce face Taurul miercuri 23 august? Relaționează și are niște dispute de cuplu. Probabil că trebuie lămurite aspecte sau trebuie să înțelegeți lucrurile altfel, pentru că probabil vă grăbiți să le interpretați și nu sunt exact așa cum le vedeți, le interpretați voi. Venus intră în Leu și în privința voastră este de depus ceva efort și cheltuială pentru familie. Probabil o onomastică, probabil o bucurie pe care trebuie să o faceți cuiva apropiat sau o surpriză frumoasă vis-a-vis de membrii familiei voastre. Soarele intră și el în Fecioară și vă conturează mai mult nevoia de a vă relaxa sau de a vă organiza pentru viitoare petreceri sau viitoare vacanțe. O activitate creativă vă cere mai mult spirit de observație și în ceea ce vă privește relația cu copiii, s-ar putea să deveniți un pic mai atent sau mai fin observator asupra lor. Joi, 24 august, este o zi în care aveți de cheltuit bani pentru satisfacțiile de dragoste. Fie mergeți să faceți anumite cumpărături, fie sunteți invitați la o petrecere, la o nuntă, la o cununie, fie aveți pur și simplu depus anumiți bani deoparte pentru poate o căsătorie ulterior acestui interval. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd în ceea ce vă privește pe teme de administrarea banilor. Adică s-ar putea să vedeți acea luminiță de la capătul tunelului vis-a-vis de anumite credite pe care le aveți de terminat, de încheiat sau de luat. Trebuie să vă încredeți mai mult în capacitatea voastră, în intuiția voastră și în conexiunea voastră cu divinitatea. Sunteți într-o zi în care puteți rezolva lucruri așa într-un mod miraculos. Însă un pic ați putea fi demonstrativi și asta la serviciu. Sâmbătă 26 august este o zi în care, de dragul iubirii, veți recunoaște și voi anumite aspecte. S-ar putea să puneți punctul pe ei și să spuneți ce aveți de spus persoanei iubite. Este o zi de care ați tot tras sau la care nu ați vrut să ajungeți încă de prin februarie sau dacă nu chiar mai de devreme. Probabil că trebuia să fi făcut acest lucru de atunci și n-ați mai fi trecut prin toate tumulturile și toate dramele, să le numim așa, în dragoste pe care le-ați avut în această vară. Duminică 27 august este o zi când, iată, cuplul vă solicită foarte mult și anume idealurile voastre de cuplu trebuiesc upgradate și aveți nevoie să vorbiți mai mult, să construiți mai mult în doi.
sau pur și simplu să vă ridicați idealurile în cuplu. 28 august este o zi cu bucurii, în care Mercur retrograd vă semnalizează încă probabil ceva prieteni care vă încurcă sub o formă sau alta sau care vă agită, posibil mici certuri cu anumiți prieteni și mai este posibil un lucru, cineva să vă facă o vizită și să vă povestească despre ce a auzit el sau ea de la anumiți despre voi, care acei anumiți ar putea fi chiar prieteni de-ai voștri foarte buni. Marți 29 august este o zi care vă poate aduce anumite surprize. Atenție așadar, surprizele pot fi unele plăcute sau unele neplăcute în funcție și de ascendentul și de harta voastră personală, dar în tot cazul viața voastră pasională s-ar putea să ia amploare și să vină cu o încărcătură mai specială, să vă împingă spre iubire mai cu forță. Gemeni, 23 august, pentru voi este o zi importantă din punct de vedere karmic. Venus intră în Leu, ceea ce din punctul vostru de vedere înseamnă mai multă preocupare pentru drumuri, o îmbunătățire în ceea ce privește cheltuielile, mici situații de viață care vă conturează alte drumuri sau alte discuții și, nu în ultimul rând, bucurii din acte sau bucurii de la drum. Soarele intră în Fecioară și asta pentru voi și mai ales pentru cei născuți în primul decan al zodiei înseamnă anumite lecții, care lecții vin din familie. Vedeți așadar ce aveți de învățat. Soarele în Fecioară va întâlni pe Mercur retrograd în Fecioară și atunci s-ar putea să fie vorba de anumite lucruri pe care în ruptul capului n-ați vrut să le învățați și vi s-au tot arătat. Fie se poate strica ceva, fie puteți avea o dispută mai aprinsă cu unul dintre cei apropiați ai voștri. 24 august este o zi în care dragostea vă scoate la tablă și iată ultima lecție pe care, prin care treceți înainte de a vă dumiri. Sunt discuții de avut sau lucruri de înțeles sau măști de dat jos în ceea ce privește relația voastră de cuplu. Vineri 25 august, Saturn iese din retrograd și la voi este vorba tot de cuplu, pentru că sunteți într-o perioadă de lecții, de mai bine de 2 ani și jumătate, când probabil ați început pas cu pas anumite proiecte de viață sau anumite relații sau ați încheiat alte relații sau ați ales sau, mă rog, v-ați orientat într-un fel sau altul în viața voastră de cuplu, iată, lecțiile se vor încheia ușor, ușor, de pe 25 august încolo, dar cei care învață sunteți voi. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi și în relația voastră și în iubirea voastră. Totodată, 26 este tot o zi de dragoste, tot importantă în cuplu și iată, este prima zi în care puteți spune lucrurilor pe nume sau puteți da masca jos, puteți recunoaște ce n-ați vrut să recunoașteți altădată. Este o zi care vă subliniază sub o formă sau alta din partea unei femei anumite lucruri pe care nu le faceți corect, probabil că tot despre dragoste va fi vorba și pentru unii dintre voi mici insatisfacții pe care le puteți avea tocmai datorită acelor lucruri pe care n-ați vrut să le faceți la timp în ceea ce privește relația de cuplu sau povestea de iubire în care sunteți implicați. Duminică 27 august este o zi importantă la serviciu. Unii muncesc, alții stau acasă în weekend. Se pare că la voi este vorba de muncă, poate acasă sau poate la serviciu. O zi de idealuri importante în ceea ce privește munca voastră. Probabil vă veți gândi să ridicați standardele sau să faceți altceva, să vă găsiți încă un job. Luni 28 august este o zi de bucurii, dar atenție că Mercur încă este retrograd, luna este împătrat cu Mercur în această zi, de aceea vă poate semnaliza anumite tensiuni, anumite încurcături prin care veți putea trece mai ușor sau mai greu, mai cu stres sau mai cu nervi. În marți 29 august, o zi de foarte mare amploare, încă o dată este vorba de cuplu.
Iată că s-au luat tot felul de energii, de încurcături și s-au deznodat în sfera aceasta a vieții voastre. Așadar, ușor, ușor, de pe 25 încolo, cu fiecare zi, lucrurile se vor întâmpla mai repede și mai frumos în povestea voastră de dragoste. Veți învăța mai repede sau vă veți mișca voi mai repede, mai cu adrenalină. Așadar, o zi de dragoste importantă și veți vedea și următoarele zile, două la număr, tot de dragoste va fi vorba. Deci am putea zice că pentru voi e săptămâna iubirii. Racul și săptămâna spirituală a lui, mai mult, miercuri 23 august este o zi în care Venus le aduce raze de energie pozitivă pe teme financiare. Începeți să încasați anumiți bani, să vă bucurați de roadele unui proiect pe care probabil de la eclipse încoace ați început să-l derulați. Soarele intră în fecioară și asta pentru voi denotă acte pe care trebuie să vă apucați să le faceți. Atenție un pic și la ceea ce ține de mașină sau de permis. 24 august este o zi cu lecții de dragoste și din punctul vostru de vedere, de teama pierderii puterii sau din anumite frici sau din anumite panici, posibil ați recurs și voi la tot felul de reprimări sau v-ați ascuns în spatele copacului sau al degetelor sau al ochelarilor diverse situații de viață în povestea voastră de dragoste. Este o lecție prin care veți trece astăzi pentru că tocmai în săptămânile ce urmează să rezolvați lucrurile într-un mod frumos și armonios cu iubirea din voi. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd și din punctul vostru de vedere este vorba de o situație de viață spirituală. Aveți nevoie să vă conturați mai mult în teme spirituale, să visați mai sus, să vă adunați sau să vă orientați spre noi obiceiuri spirituale ale vieții voastre. Este drept că poate nici încrederea nu vă este foarte, foarte benefică sau nu aveți totală încredere în mentorii voștri sau în anumite practici spirituale, dar treceți prin filtrul personalității și al memoriei și al rațiunii voastre și vedeți ce alegere spirituală veți face. Poate nu pe 25, poate în săptămânile ce urmează. 26 august este o zi de dragoste importantă pentru voi și anume trebuie să invitați pe cineva într-o călătorie. Vedeți dacă vă este teamă sau nu vă este teamă, dar se pare că e ultima zi în care aveți de zis lucrurilor pe nume sau de astăzi începând curajul. Așadar, 27, duminică, este și pentru voi o zi importantă. Poate nu de cuplu, dar cu siguranță în poveștile prietenilor voștri. S-ar putea să se contureze o situație importantă în povestea copilului vostru sau în povestea cuplului unuia dintre prietenii voștri. Așadar, sunteți solicitați de prieteni să fiți un pic psiholog. Luni 28 august, Mercur retrograd vă subliniază anumite drumuri, anumite discuții pe care trebuie să le faceți și mici situații de viață la capitolul relația cu frații, poate ale lor, poate ale voastre, în ceea ce îi privește pe ei. Așadar, vedeți încotro aveți de mers și ce acte oficiale trebuie să începeți să întocmiți. Marți 29 este o zi care vă conturează foarte mult lucrurile pe tema familiei voastre. Sunt lucruri de făcut la serviciu, sunt lucruri de făcut în rutina de zi cu zi și sunt lucruri cu care trebuie să vă obișnuiți în munca voastră sau în tot ceea ce se referă la acțiunile voastre de zi cu zi. Aveți nevoie să fiți mai activi, mai pozitivi și să munciți un pic mai mult pentru ca rezultatele să se vadă undeva la final de an. Leul este un interval
Bineînțeles, important în continuare, Venus intră în zodia voastră, dar Soarele pătrunde în Fecioară. Miercuri 23 august va fi un schimb de energie care puțin vă poate ameți, dar pozitiv. Veți începe să demarați un anume proiect financiar. Este probabil un proiect mai vechi și mai faceți un pas pentru mai multe bucurii financiare. Pe de altă parte, veți organiza ceva, ceva măreț ca și proiect financiar. Domnișoarele și doamnele Leu se vor ocupa mai mult de lucrul lor, de aspectul lor fizic și poate și de unele cheltuieli în acest sens. 24 august este o zi în care și voi aveți o lecție de dragoste, respectiv de căsătorie. Cei care nu sunt căsătoriți ar trebui să începeți să vă puneți această problemă. De fapt, tot negociați cu voi înșivă acest lucru, dar se pare că în această săptămână ar trebui să vedeți mai bine lucrurile. Așadar, 24 lecții de dragoste și de căsătorie, decizii de dragoste și de căsătorie. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd în ceea ce privește nevoia voastră de concediu, de relaxare, de distracție. Da, n-ați avut timp să vă distrați pentru că eclipsele nu v-au dat acest răgaz. Dar iată, odată cu 25 august începând, puteți să ziceți gata, am terminat mare parte din ele și pot pleca și eu în vacanță liniștit. Sâmbătă 26 august, încă o dată o zi importantă în dragoste și încă o dată decizii sau gânduri de căsătorie. Pentru cei deja căsătoriți, probabil invitații la o nuntă sau poate aveți să fiți nași în curând. Se termină anumite lecții de dragoste pe care le-ați avut, încă aspectele sunt favorabile și foarte favorabile. Vești de dragoste sau discuții, dialoguri de dragoste. Duminică 27 august, o lecție de data asta în casă, în familie. Cineva s-ar putea să plângă, cineva are o suferință și e vorba de cineva apropiat al vostru, poate unul dintre părinți. Ceva este de început de la zero în familia voastră și o răscolire emoțională vă poate fi, să zicem, sub formă de lecție sau de tensiune. Luni 28 august este o zi de beneficii, de bucurii în ceea ce privește familia, dar și ceva ce trebuie să terminați în familie pentru a putea începe demersurile de distracție sau de călătorie. Așadar, marți 29 august este vremea plecării în vacanță sau măcar a planurilor în acest sens. Dacă nu plecați voi, vor pleca copiii sau prietenii voștri, după care veți merge imediat repede, repede și voi și să aveți o săptămână și o distracție frumoasă. Fecioara. 23 august pentru Fecioară este ziua care îl va schimba în bine. Soarele intră în zodia lor și Venus intră în casa sănătății. Așadar, îmbunătățiri pe toate domeniile de viață, și pe pacea ei interioară, și pe felul în care se simte, în felul în care arată, felul în care demarează noi lucruri în această perioadă din viața ei și la mulți ani că începeți să vă sărbătoriți. Joi 24 august este o zi de lecții de dragoste și pentru voi. Distracție în doi sau distracție de iubire sau putere de a mărturisi iubirea. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd, din punctul vostru de vedere, în tot ceea ce se referă la prieteni și nevoia de vacanță. Așadar, și voi, ca și leii și ca și săgetătorii, sunteți foarte bine aspectați din acest punct de vedere. Dacă n-ați avut încă acel moment de concediu, probabil că a venit această vreme. Pe de altă parte, aveți de rezolvat ceva situații de viață în ceea ce îi privește pe copii și plecarea lor în străinătate. În altă ordine de idei, atenție la familia voastră din străinătate, din alt oraș sau din altă țară, sau cei apropiați ai voștri care sunt plecați de acasă peste hotare. Este o zi importantă să fiți alături de ei. 26 august pentru voi se termină anumite lecții de dragoste
și veți face anumite mărturisiri pe care poate 3 zile în urmă sau 2 luni în urmă nu ați știut cum să le punctați. Este o zi benefică pentru povești de dragoste și o zi în care dragostea prinde aripi în viața voastră. 27 august, idealurile voastre cresc în ceea ce privește comunicarea, dialogul, mașina, relația cu frații, actele oficiale, drumurile voastre și modul în care vă exprimați. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba de lansarea unui blog, unui business, unei afaceri, unui brand sau unei cărți. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba de o îmbunătățire în relația cu frații, dar pentru toți s-ar putea să fie vorba de discuții de suflet și de regăsirea unei vechi prietenii de suflet. Luni 28 august este o zi de bucurii. Pe de o parte, voi înși vă sunteți mai agitați pentru că Mercur retrograd încă este în zodia voastră și nu vă dă pace. Pe de altă parte, aveți nevoie să vă ridicați un pic vibrația din interior și să dați mai multă atenție bucuriilor adevărate care sunt în forul vostru interior. Nu în ultimul rând, v-aș recomanda să fiți foarte atenți în ce situații veți intra în această zi și de aici începând să nu promiteți lucruri și să nu mergeți pe o anumită zonă în care să vă sacrificați prea mult sau să ajutați pe cineva care va fi ajutat degeaba, că de fapt nici nu se vrea ajutat. Marți 29 august este o zi foarte, foarte importantă în plan personal și în familie mai ales. Ea, ca și zi, continuă ceea ce 25 aducea și practic se vor demara lucrurile în ceea ce privește o schimbare de casă în străinătate sau ceva bucurii legate de familia și străinătatea îmbinate într-o formă sau alta în viața voastră. Luăm o scurtă pauză și revenim cu balanța imediat. Ce face balanța în săptămâna ce urmează? 23 august, din punctul vostru de vedere, este o zi foarte încărcată. Pe de o parte, ca starea voastră, ca mood, ca fel de a fi și pe de altă parte, bucuriile alea pe care tot le pitrociți de ceva vreme încep să se întâmple. Așadar, o zi cu satisfacții și liniște. Unii dintre voi care încă n-ați apucat să le terminați, s-ar putea să dormiți puțin mai mult sau să vă cereți un liber de odihnă. Joi 24 august este o zi cu lecții de dragoste, poate ultima lecție din acest an. Luna este în zodia voastră, însă lecțiile de dragoste vă vizează. Măști dacă ați purtat, prea ocupați dacă ați fost sau ceva ce nu a fost în regulă în viața voastră de cuplu, iată, începe să-și ceară drepturile și să vă sublinieze mai mult decât oricând că e nevoie să faceți ceva în sensul ăsta. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd și începe să vă ridice anumite vibrații pe teme de acte. Unii dintre voi care ați vrut să vă cumpărați o mașină din străinătate sau din țară, începeți să demarați în forță acest lucru. Alții dintre voi care ați depus acte pentru viză sau urmează să depuneți acte pentru viză, veți merge către rezultate pozitive. Și în ultimul rând, cei care aveți de făcut tot felul de acte oficiale, de comunicate, de lucruri în acest sens, și rezolvările vor fi imediate sau destul de rapide față de cum a fost perioada de prin martie-aprilie încoace. Sâmbătă 26 august, gata, s-au terminat aspectele de încurcături în dragoste și încep să se relaxeze lucrurile și în viața voastră de cuplu.
Este adevărat că lucrurile au depins de voi și dacă n-ați făcut mare lucru, probabil nu s-a întâmplat nici în viața voastră de cuplu mare lucru, pentru că inițiativa v-a aparținut o perioadă destul de lungă de timp. Acum lucrurile vin spre ajutorul vostru și, odată cu 26 august, puteți să vă bucurați de o relație de dragoste fericită sau de căsătoria fericită în care să vă aflați. Duminică 27 august, o zi de idealuri financiare, cu multe reușite, cu multe bucurii sau cu multe proiecte noi în ceea ce privește banii voștri. Aveți de cheltuit, dar aveți și de pus cap la cap idei de business sau idei în ceea ce ține proiectele și cheltuielile și investițiile voastre. Luni 28 august este o zi cu bucurii, dar în care doar voi știți cât sunteți de agitați. S-ar putea să fiți mai confuzi, mai obosiți sau pur și simplu să aveți nevoie de mai multă relaxare. Mintea voastră cere să se odihnească. Fie dormiți mai mult, fie plecați undeva pe marginea apei sau într-o scurtă vizită la prieteni cu care vă înțelegeți bine și aveți cum să vă răspundeți la întrebări. Marți 29 august este o zi de asemenea cu bucurii, dar și cu lecții, pentru că, din punctul vostru de vedere, străinătatea nu s-a legat de o vreme încoace. Iată, este prima zi în care vi se arată că parcă lucrurile se mișcă. Poate că nici mulți dintre voi n-ați fost, precum lei fecioarele, n-ați fost în vacanță încă și în momentul să plecați. Pe de altă parte, cei care ați vrut să plecați cu un job în străinătate sau să schimbați orașul, lucrurile au fost destul de încurcate. E drept, rămân încă încurcate până la final de an, dar deja se simte că s-a ridicat ceața și că puteți face anumite demersuri. Scorpionul. În 23 august, Scorpionul are bucurii profesionale. Sunteți într-o perioadă în care urcați foarte mult, evoluați cu ajutor divin sau cu ajutorul femeilor sau cu ajutorul oamenilor voștri dragi, poate din partea persoanei iubite sau poate din strămoșii voștri, cumva mai multă protecție. 23 este o zi care vă susține profesional foarte mult, dar cam pe orice vă doriți să realizați în această zi, aveți șanse de izbândă. În egală măsură, soarele intră în fecioară și asta pentru voi înseamnă că veți începe să priviți lucrurile altfel și vă veți uita la viitor într-un mod diferit de până acum. Veți observa lucrurile poate dintr-un unghi diferit sau lucrurile vor veni către voi în întâmpinarea voastră, practic. Joi 24 august, lecții de dragoste și voi, dar rezistenți, cum vă știm, încă coafura rezistă, încă nu este momentul să punctați. Relație secretă sau încă sentimente ascunse, probabil câteva zile, nu foarte mult timp de aici înainte, dar iată, când alții deja zic lucrurilor pe nume, voi mai puteți să strângeți un pic din pumni și să mai vă faceți că plouă. Lecții de dragoste așadar, cărora le faceți încă față și nu neapărat este un lucru bun. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd, vă aduce bucurii financiare sau vă dă semne că se poate întâmpla ceea ce așteptați, construiți și vă doreați de un an, poate chiar de 2 ani încoace. Sâmbătă 26 august, iată, gata, până aici n-ați mai putut, nu mai puteți să rezistați nici voi. Scorpionul zice, aici trebuia să ajung și renaște. În dragoste veți puncta în sfârșit ceea ce este de punctat. Veți zice lucrurilor pe nume, veți face un cadou sau pur și simplu veți dărui o floare în semn de iubire. Dacă n-ați fost recunoscători sau nu ați arătat respect persoanei iubite, vă va părea probabil destul de rău, astfel încât veți îndrepta sau veți ști cum să faceți să îndreptați acest lucru. Duminică 27 august, puși pe treabă, liniștiți, tocmai probabil că ceea ce v-a păsat mai mult s-a terminat.
Noi proiecte, noi idealuri. Voi cu voi, voi despre voi și voi despre viața și relația voastră. Cam multe vă propuneți să schimbați și s-ar putea să vă și reușească. Luni 28 august, o zi cu bucurii, dar și Mercur încă retrograd, care vă arată anumite aspecte. Ce vă arată Mercur retrograd este că trebuie să schimbați ceva la voi. Bucuriile însă vin pe teme profesionale. Așadar, 23 a deschis o ușă, 28 va aduce satisfacțiile. Dacă nu 28, pe 29 tot satisfacții profesionale sau continuarea lor sau derularea lor. Și în ultimul rând, pe 29 aveți de făcut ceva cheltuieli sau de făcut anumiți pași sau anumite proiecte în ceea ce privește banii și responsabilitățile voastre financiare. Săgetătorul, 23 august pentru voi, vine și cu bune și cu rele. Soarele în fecioară, lecție. Venus în leu, bucurie. Lecția vine din plan profesional sau din acele aspecte în care voi n-ați vrut să vă urniți, n-ați vrut să evoluați sau n-ați văzut despre ce era vorba. Spiritul de observație va deveni un punct forte al vostru de aici înainte și tot el vă va arăta ce aveți de schimbat și de făcut în perioada ce urmează, profesional, dar nu numai. Atenție că puteți alege lucruri importante pentru voi sau despre voi, care vă pot urca sau vă pot coborâ. De voi depinde ce alegeri veți face. Venus în leu vă aduce bucurii din străinătate sau vă îndeamnă să călătoriți. 24 august este o zi în care lecțiile de dragoste nu întârzie să apară nici pentru voi și nici pentru nicio zodie. Pentru săgetători înseamnă cheltuieli de dragoste, înseamnă bucurii pe care ar trebui să le faceți cheltuind ceva bani. Poate pentru persoana iubită sau poate pentru a face ceea ce v-ați gândit, v-ați propus să faceți mai de mult. Este așadar o zi în care vi se subliniază acest aspect. Vineri 25 august, Saturn iese din retrograd, el este în zodia voastră. Abia aștept să ne ziceți și nouă toți săgetătorii, cei cunoscuți mai ales, ce eliberare va veni în sufletul vostru sau în viața voastră în această zi. Ultimul mers retrograd al lui Saturn în săgetător, după care mers direct până undeva în decembrie și apoi vă părăsește zodia. Am putea zice că încep ultimele luni în care mai aveți de căpătat încredere în voi, de revizuit atitudini și de regăsit maturitatea din voi sau de reconectat cu spiritul vostru superior. Este o zi importantă, se va resimți într-un mod magic de frumos, dar până atunci mai sunt încă 3 zile. Sâmbătă 26 august, atenție că aveți acea lecție terminată de dragoste. Dacă pe 24 nu ați cheltuit acei bani, iată, îi veți cheltui pe 26 și veți face surpriza respectivă. Poate ați cheltuit și pe 24, dar nu ați luat ceea ce trebuia sau poate cadoul este mai mare și trebuie încă o cheltuială în plus. Este posibil unii dintre voi să mergeți la o cununie sau la o nuntă, alții dintre voi să cereți în căsătorie pe cineva, alții dintre voi pur și simplu să faceți o surpriză de dragoste. Atenție! Există și săgetători care au această lecție și care este subliniată acum și de prin martie încoace foarte, foarte drastic, sub o formă sau alta, lecție de căsătorie din interes. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie vorba despre acest aspect. Duminică 27 august, liniște și idealurile voastre care vă cer mai multă liniște, mai multă pace a voastră. Luni 28 august este o zi de bucurii, dar și mici încurcături. Încurcăturile pot fi profesionale sau pot să fie discuții pe care
le-ați tot amânat sau nu ați vrut să le purtați cu oameni importanți sau discuții despre viața voastră în orice sferă de existență. Posibil unii dintre voi să aveți discuții cu un psiholog, cu un mentor, cu un profesor sau cu cineva pe care îl respectați. Dar ziceam că sunt discuții pe care trebuia să le fi purtat de fapt de mult timp încoace. Și în ultimul rând, pe 29 august, aveți o zi în care vă veți mobiliza, probabil că discuțiile favorabile din ziua precedentă, vă veți mobiliza și veți deveni din ce în ce mai activi. Saturn a ieșit din mersul retrograd în zodia voastră, acum sunteți mai încrezători decât până în de 2 ani încoace, poate, și aveți de făcut pași mari, pași cu maturitate. Adevărul este că tot ceea ce ați trăit din de undeva de 2 ani în spate și până în prezent, poate încă vreo câteva luni, are menirea să vă maturizeze. Povești de dragoste sau orice altceva. Capricorn. Miercuri 23 august, pentru voi este o zi cu lupte de putere, aș putea spune, pe de o parte și cu bucurii măricele, pe de altă parte. Povesteam emisiunile trecute despre nevoia voastră de spiritualitate. Iată, de pe 23 august încolo vin și bucuriile în teme spirituale. Vedeți rezultate, înțelegeți mai bine sau ceva vi se conturează într-un mod benefic în viața voastră spirituală. Pe de altă parte, bărbații Capricorn pot începe o poveste de dragoste sau o poveste de pasiune cu cineva care poate să se întoarcă din trecut sau să apară în prezent în data de 23 sau zilele ce urmează. 24 august este o zi cu lecții de dragoste și pentru voi, bineînțeles, cum așa, altfel decât să nu vă mai reprimați, să nu vă mai abțineți, să nu vă mai puneți cenușă în cap că voi nu iubiți sau nu puteți iubi sau nu sunteți făcuți pentru iubire. Posibil sunt lecții pe ultima sută de metri și curând, repede, repede, să recunoașteți sau să faceți lucruri în sensul găsirii poveștii de dragoste sau deschiderii spre iubire. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd pentru voi în casa 12-a. Asta înseamnă că vi s-a tot arătat de multă vreme încoace ce aveți de încheiat pentru a avea mai multă liniște. Dacă n-ați făcut lucrul ăsta încă, mai este timp până în decembrie să terminați cicluri, să închideți lucruri care se mișcă inutil sau greu în defavoarea voastră sau ca și mari consumatori de energie în viața voastră. Totodată, sănătatea voastră se va îmbunătăți și puterea voastră de muncă, pentru că aveți nevoie mereu de așa ceva, se va îmbunătăți. Sâmbătă 26 august, iată, dragostea vă dă aripi. Vreți, nu vreți, punctați iubirea. Într-o formă personală și după multe lupte personale, voi cu voi, din toate direcțiile, nu mai știați cum să vă mai țineți deoparte de iubire, să nu vă recunoașteți ce simțiți, să nu vedeți, să nu auziți, iată, gata. De acum înainte, din 26 încolo, vă lăsați purtați de iubire și bine faceți. 27, idealuri noi, aspirații noi și multe dorințe care apar noi în viața voastră. Luni 28 august este o zi care vă îndrumă pașii spre a așterne pe listă multe dorințe pe care vreți să vi le îndepliniți de aici încolo și de a include și iubirea printre ele. Marți 29 august, o zi în care pacea voastră vă determină și calitatea zilei. Dacă sunteți mai liniștiți, ziua e mai bună, pentru că așa este să fie. Saturn a ieșit din mersul retrograd și Luna este în conjuncție cu Saturn. Vă aduce din toată răscolirea pe care ați avut-o până acum bucurie. Ce face vărsătorul în săptămâna 23-29 august? Bineînțeles că și el are lecții de dragoste, ce credeți? 23 august este o zi cu avantaje pe teme relaționale.
o îmbunătățire a relației de cuplu sau multe înțelegeri, multe contracte, multe conexiuni, multe lucruri se îmbunătățesc în tot ceea ce înseamnă relațiile voastre. E adevărat că a fost o eclipsă, un început de Mercur retrograd, o a doua eclipsă și iată în curând, după această săptămână pe care o analizăm, Mercur se va întoarce în mersul retrograd în Leu, adică pe casa relațiilor vărsătorilor. Așadar, bucurii pe care acum le aveți și la care veți ajunge și pe care le veți conștientiza și despre care veți discuta la început de septembrie, da, vom analiza atunci când va fi momentul. Soarele intră în Fecioară, iar din punctul vostru de vedere înseamnă terminarea unor cheltuieli sau terminarea unor situații financiare mai greoaie sau pentru care ați depus mai mult efort în ultima perioadă. O îmbunătățire a muncii în egală măsură tot din 23 august începând. 24 august este o zi cu lecții de dragoste. Din punctul vostru de vedere, putere de a recunoaște ce simțiți aveți. Poate un pic de dramă, poate lecția persoanei iubite sau pur și simplu în harta voastră natală aveți anumite aspecte de acest gen. Poate o iubire toxică sau poate anumite lecții mici în povestea voastră de iubire, peste care e important să învățați să treceți. De ce? Pentru că lecția este de fapt interioară. Voi nici măcar nu vorbiți cu cineva despre ceea ce v-a supărat. Și ar fi de preferat să spuneți persoanei iubite dacă vă deranjează și ce vă deranjează. Vineri, 25 august, Saturn este din mersul retrograd în ceea ce vă privește pe zona oportunităților de viitor. Anturajul vostru, grupul vostru la care aparțineți, oamenii care vă protejează vor veni spre voi. Până acum parcă a fost pustiu, parcă dispăruseră cu toții undeva, în concediu sau în alte preocupări. De pe 25 încolo lucrurile vă vor veni mai ușor în întâmpinarea voastră și protectorii vă vor ajuta, mai mult vă vor întinde mâna mai ușor sau ele însele lucrurile se vor dezvolta și se vor întâmpla mai simplu. Sâmbătă 26 august începeți să vă recunoașteți voi vouă acea iubire poate trecută, poate prezentă, poate puternică din sufletul vostru. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba de o poveste secretă, pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba de o poveste din trecutul îndepărtat, din această viață sau din alta. În tot cazul, iubirea vă va răscoli foarte mult din interior și vă va contura un pic existența într-un alt mod până undeva în februarie anul ce urmează. 27 august este o zi cu idealuri profesionale și cu noi starturi profesional vorbind. S-ar putea să vă propuneți să faceți lucrurile altfel sau să vă apucați de ceva obicei nou profesional sau de o altă muncă, poate de un alt job sau poate veți direcționa viața voastră într-un alt mod de aici încolo. Luni 28 august este o zi cu bucurii, dar totodată cu mici stări de nervi sau încurcături în teme profesionale. Vedeți despre ce este vorba și vedeți încotro, pentru că s-ar putea acest Mercur retrograd, care mai stă încă în retrograd până pe 5 septembrie, să vă activeze anumite stări de tristețe, de grijă, de insomnie, de supărare, de anxietate și atunci să fie nevoie de un liber sau de o situație mai relaxată la serviciu sau poate epuizarea vă aduce în anumite puncte în care trebuie să recunoașteți că uneori puteți lăsa munca deoparte de dragul vostru. Marți 29 august este tot o zi de satisfacții și satisfacțiile sunt relaționale și de cuplu, dar și de străinătate, dar și de reușite oportunități. Pe de o parte, Mercur retrograd în continuare, aspectul va dura încă până pe 2 septembrie și se referă la starea voastră personală.
În altă ordine de idei, luna va intra în Săgetător și pentru voi este un moment de influență în viața voastră. Poate cineva apropiat sau poate cineva superior vouă vă va transmite, vă va spune sau vă va arăta ceva ce aveți de schimbat sau ceva ce vă influențează. De acolo până la a schimba lucrurile mai este doar un singur pas, pe care probabil îl veți face undeva la mijlocul săptămânii viitoare. Și iată, am ajuns la pești. Miercuri 23 august, luna este într-o zodie benefică din punctul vostru de vedere, dar soarele este în casa relațiilor voastre. Și Venus vă ține încă preocupați de muncă. Așadar, schimbări de trupe în viața voastră, vă veți prioritiza mai mult viața și relația de cuplu. Veți deveni mai interesați de persoana iubită, vă veți devota, veți merge mai mult în întâmpinarea ei sau a lui, chiar dacă la muncă încă veți consuma foarte multă energie. Este mai multă deschidere și a doua zi, adică pe 24, este și o lecție de dragoste. În ceea ce vă privește, s-ar putea să fie vorba de nevoia oficializării relației voastre sau de eticheta relației voastre pe care o primiți o formă de lecție în ziua de 24 august. Vineri 25 august, Saturn iese din mersul retrograd pe teme profesionale în ceea ce vă privește. S-ar putea să vină și colecție, dacă nu pe 25, probabil pe 29 sau pe 30 august. Este o zi care vă ridică oarecum anumite încurcături din viața voastră profesională, vă aduce mai mult respect și mai mult recunoaștere de aici încolo și totodată primiți mai multă încredere din partea șefilor. Sâmbătă 26 august, o zi de dragoste, o zi importantă în viața voastră de cuplu și iată, dacă se punea în urmă cu două zile problema de oficializare sau etichetă, acum se pare că se și întâmplă lucrurile în acea direcție. 27 august este pentru voi o zi extrem de benefică. Mercur este în continuare retrograd, dar asta nu vă împiedică să fiți intuitivi și să vă bucurați de viața voastră afectivă și emoțională, pentru că, iată, vești din străinătate sau idealuri de străinătate sau poate idealuri de călătorii, de cuplu și nu numai, se conturează de pe 27 august începând. 28 august, tensiune, nervozitate, posibil din cuplu sau ceva ce vă ține încă la muncă și nu vă lasă să plecați în vacanță sau ceva atribuții de serviciu, responsabilități care îl supără sau o supără pe partenerul, partenera voastră. 29 august este o zi foarte importantă pe tema cuplului, dar mai ales pe tema profesiei voastre și pe tot ceea ce ține de eticheta voastră. Dacă zilele trecute era vorba de eticheta de cuplu, iată că aveți de ridicat și voi standardul la eticheta personală. Poate că e ceva de îmbunătățit datorită lipsei de încredere în propria persoană sau încă nevoia de confirmare vă mai dă așa de muncă pe aici pe acolo. E, cam aceasta este săptămâna 23-29 august. Ne apropiem repede de final de lună și de final de Mercur retrograd. Iată, încă o săptămână ne mai desparte de acest aspect și lucrurile încep să se liniștească. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Aceasta a fost Ecouri prin timp. Până marțea viitoare, vă pup!